Salutare, dragi prieteni, sunt Marius Steaua HD, bine v-am regăsit. N-am mai fost de mult pe aici, am lucrat, am început serviciul, eu iarna stau acasă, bineînțeles, stau pe bani. Lucrăm vara și pentru iarna, lucrăm o oră jumate în plus. Cu Creeper Gaming nu mai m-am întâlnit de mult, s-a mai venit el pe la mine din când, dar foarte puțin. Suntem în 16 zecimi, dragi prieteni, am terminat pe primul loc în grupe. Am picat cu Benfica Lisabona, suntem la ei acasă, dragii mei prieteni. Până să prezintă echipele aici, vreau să vă spun că pionul principal la toate pregame-urile care fac eu este Creeper Gaming 4K. El este pionul principal, este căpitanul meu, bunii mei prieteni. Până dă ăștia noroc acolo, să prezintă echipele, noi ne pregătim să-i batem, să vedem cu cât, dacă putem. Nu sunt echipe românești, jucăm și noi ce știm, ce putem. Am mai vândut în ei, l-am vândut pe Băurceanu, nu prea mai am jucători buni chiar așa. Să trag o fundă țigare, să mă liniștesc. Să vedem cum va fi. Cum v-am spus, Creeper Gaming, o să-l mai aștept pe la mine, face și noi înregistrări sâmbătă, duminica. Când pot și eu, nu o să mai fac așa des, pentru că nu am timp. Avem lovitura de începere, el știți că este un băiat deosebit, de nota 200. Îl aștept pe la mine să facem împreună, e mai frumos împreună, am început meciul. Iancu la balon, Iancu, Sumărtean. Sumărtean, cum el de obicei obișnuit, să îi învârtă pe aici. O ia de unul singur. Hai băiatul, tata, nu te lăsa că te duc la vacă să mulci capra. Iancu. Să pregătește șut, Iancu! Avem primul corner. Început periculos, promițător. N-a fost? Păi pe cine ai lovit, mă? A lovit-o pe sorsa la struguri. Respinge Varela. Înapoi spre Fintili. La Tovevici. Neagu. Cheșeru, cum știți? Cheșeru, șut, Cheșeru, primul gol, dragi prieteni, Cheșeru. Reușim noi să învingem plasa, să scriem primul gol, prieteni, mă sună telefoanele. Cum încep și eu să înregistrez un joc, cum trebuie să mă sune telefoanele? Nu răspund. Gol, Cheșeru, dragi prieteni. Cum zice comentatorii, stimați telespectatori, gol, Cheșeru. Iarăși Cheșeru la balon, să pregătește de șut, Cheșeru, șut, apără Fortanu, o blac. Respingem, Ciocala, Intili, Neagu, Cheșeru, Varela, opa. Iar să duce ăsta la mijlocul terenului. Iarăși nu face treabă. El trebuie să stea pe partea lui acolo. Varela. Pintili. Prea încet. Băi, n-ați mâncat? Vă duc la Finca. La Tovevici. Neagu, ia pe cont propriu. Neagu. În locul lui Tănase, aici era Tănase de obicei, l-am după Tănase. Centrează! N-a rezolvat nimica! Pintili! Pintili! Ești la rabie acolo, dar deocamdată stai aici! Popa! Prepeliță! Ia prepeliță! Hai! Șut, Prepeliță! Gol, dragi prieteni! Gol, Prepeliță! Cum vă spuneam! Da, l-am pus acolo, să dea goluri! 2-0! Aia e acasă! E doare la basket! Faul, fără fault! Așa v-am învățat, fără fault! Băieții lui tata! Iancu și Ianu, Hapciu! Hai, Iancule! Șutează, Iancule! Sau apără portarelul!
Care vede mielul. Vede mielul de Paște acum. Dacă îl schimb, n-are miei, îi dau eu. Câți miei vrea? Și de la prieteni, și de la prietene. Prepeliță. Centrează Prepeliță. Apără portărelul. Treaba cu mielul. Haide, băi. Băi, mai n-auzi. Varela. Prepeliță. Ieșerul. Să apără băieții cu gazele. Matici. Matici. La matematică ce-ți dau eu acum. Sămărtean. A pierdut-o, dar a luat-o Neagu. Atovevici. Cheșeru. Cheșeru pe partea stângă. Cheșeru. Cheșeru a ieșit cu ea în aut. Băi. Puțin. Nu prea-mi place când joacă. Trebuie să vorbesc cu ei la vestiare, băi. Iancule. Te schimb. Dar cu cine să schimb? Îl bag pe Răduț. N-am jucători. I-am vândut. Mi-a plăcut să iau bani mulți pe ei. Aoleo, ce gol mi-a dat. Aoleo, ce te răboi. Dai într-unul, ții pe doi. Mi-au dat gol. Rodrigo. Cu ochii după Fofolancă. Vede ce pățesc. Era pe acolo, pe tribună, Fofolancă. Aoleo, Doamne. Dar nu e o problemă. Recuperăm noi. Bun. Luăm de la mijlocul terenului. Sămărtean. Hai bă, băiatule, băi. Iancu. Ia vezi, mă, ce-i zici tu acum. Pe lângă poartă, băi. Băi. Îți rup picioarele, mă. Ia uitați, băi, fraților, bă, cum a dat. Băi, frățiorii, băi. Mamă. Mă enervez și-l schimb. Nu face nimic. E minutul 45. Hai, băieți, hai. Că fluieră arbitru. Aoleu. Opa, până să mai dea și el, se duce la biserică, aprinde acum, vine sărbătorile, vine Paștele, aprinde o lumânare pentru vii, pentru morți. Să gândește acul la miel, lipsă de miei. Frumos! Pentru început, frumos, nu mai este cum era. Asta e, ce să facem. Era cu echipele românești sau când am fost pentru calificări. Acum suntem în 16 cimi. Mai am de jucat, dragi prieteni, mai am de jucat meciuri. O să fie și mai tare ca astea. Totuși e bine scorul ăsta, 2-1. Suntem la ei acasă. Hai să dăm repriza a doua. Chelsea cu Atletico 0-0. Ca să vedeți, uitați care-i treaba. Foarte încordat. Să-l schimb eu, ia pe cine să-l schimb eu, cred că îl schimb pe Iancu ăsta. Îl schimb pe Iancu ăsta că nu-mi place rău deloc de el. Ia să vedem pe cine băgăm noi. Iancule, Gianule, du-te în pădure, du-te în codru, că-l bag pe Răduț. Așa. Ia să-l bag eu și pe Costea, ia dacă nu mai e la noi, în locul lui Neagu ăsta. Ia să vedem ce facem acum, dragi prieteni. Frații mei. Hai, să-i dăm drumul la meci. Și încă o dată, mai flăcăi. Păi. Așa, băieții. Dă-i de numeri, dă-i de încraci. Ca să faci colaci. Ia să vezi. Păi, vezi ce ți-am explicat la vestiare acolo, că dacă nu faci treabă bună, ai pus-o cu mine. Știi ce pățești, da? Te duc în cârciumă. Te îmbăt. Au început meciul, băieții. Pe atac. Benfica Lisabona. Prepeliță. La mijlocul terenului. Prepeliță. Caută viitoare spre. Și-a reușit spre Costea. Costea. Dar abia a venit Costea. Să pregătește de șut. Costea. Șut Costea. Pe lângă poartă. Costea. Costea. Costiță. Te prind.
She's Dario mai bătăiță. Hai, data viitoare sper să nu mai greșești. Regrești stilul, te ierd de data asta, pentru că abia te-am băgat în teren. Ia să te văd. Răduț. Tot Cheșeru. Cheșeru a crezut că se duce tot la Costea. Costea se gândea la Costița afumată cu varză. Tetili. Tetili l-am băgat mai spre apărare, îmi face că nu prea mai am jucători cu cine să mă apăr. Cum a spus, i-am văzut în ei și am luat bani mulți pe ei. Sămărtean, haide băi, ăsta ce mai mi-a rămas și mie. Mai șmecherat și așa. La mijlocul terenului, pe aici, să învârte cu ei. Învârte-i, mă. Hop, hop. Trimite-i la baie. Șut, Sămărtean! Băi, băi, la șut pe partea asta-l-altă! Băi, la auzi! Ce vorbesc eu cu tine, mă? Hai! Așa! Învârte-i! Bun! Ești Cheșeru, 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 șut, Cheșeru! Ce-ai făcut, mă? Dai intră al tău, dai în mine, dai în fabrici, nu zine! Putu-s, ba, 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 ra, ba, ra, bam, bam, ba, ra. A dat în al nostru, s-a dus, l-a prins pe la offside. Ha, olo, am răgușit, țip după ei, am țipat la ei la vestiare. De aia găsi bâțul. Păi ce vorbesc eu, mă, cu voi aici, mă? Costea, hai, Costea. Nu, nu așa, Costea. Degetele mele, le mănânc, le rup. Sămărtean. Ai și minge afară ăla. S-a dus la Arat. La Tovevici, Costea. Costea pe partea stângă. Portul era lui Tărase. Dar l-am îndut pe Tărase. Ce tare! Ce tare! Șut! Unde a fost șutul? L-am pierdut pe drum. Am pierdut șutul pe drum. Minutul 69. Să ne pupe ăștia la ouăle de Paști. Aoleu! Vine periculos în careu. Ieșniță! Ieșniță la... Aoleu! Îl avem pe Niță în poartă, cu jucarul în rezervă. Hau, hau, vară, hau, Lupi, bă, ne mănâncă, hai pe pică, hai pe pică, tu știi ce să le faci. Aici, pe partea dreaptă. Hai, mă, dă o pasă viitoare, că nu vine niciunul, mă. Hai, ia vezi ce faci. Hai, Răduț. Centrează. Dați-vă autogol, mă. Pericol mare. Dar tot ne-a scăpat de pericol. Salvio. Nelson Vandela. Cine ești, mă, tu? Oliveira. Hai, mă, că-ți luăm mingea, mă. Costea. Costea. Dacă nici acum nu faci treabă bună. Hai. Hai, apăsăm pe asta de alergat. Asta e de alergat la mine. Șut, mă, șut, mă. Șut, mă, așa te vreau, mă. Gol, Costea. Gol, Costea, fraților. Păi ce facem noi aici? Ori suntem flăcăi, ori nu mai suntem. Aș fi vrut eu să mai fiu flăcă. Băieți de băieți. Creeper Gaming, unde ești Creeper Gaming? Porca, unde ești? Vino încoace să comentăm meciul împreună. Te aștept pe la mine. O să-ți dau diseară un SMS. Bun. Să revenim la meci. Pentili. Vedeți că e bun și la apărare Pentili, să Sămărtean. Costea. Cheșeru. Bun ăștia. Perez. Perez. Rodrigo. Mi se stâlcește limba când vorbesc despre ăștia, că nu știu să-i pronunț. Hau! Hau! Aoleu! Ce tără, băi! Nu zice asta mica mea. Da. Bun, Niță. Minutul 88, 3-1. Varela. Sămărtean. Costea. Cheșeru. Bun, dar vine portarul spre Răduț. Deci nu am atacant de valoare. Cheșeru nu prea a făcut nimic, Cheșeru. Ăla a mai rămas singur, nu prea a făcut nimic. Ce s-a întâmplat? Cam asta a fost, s-a terminat meciul, dragi prieteni, frații mei. Frați, surori, asta a fost meciul, greu, frumos, 1-3,
Benfica, Steaua București. Cum v-am spus, nu prea mai fac pre-game-uri decât în weekend-uri, pentru că în cursul săptămânii sunt la servici. Sper să vă placă. Cum spun eu de obicei și bunul meu prieten, Creeper Gaming 4K, el zice sal că fă, eu zic sal că fă. Vă salută Marin Steaua HD. Bine v-am regăsit. O să mai fac. Tot așa să vedem în sferturi, în semifinale. Să fac să vă arăt. Cam greu, ne-am chinuit cu ei, dar a fost bine. Cam asta este. Vizionare plăcută încă o dată. Și să fiți iubiți, cum spun eu de obicei, să fiți iubiți de toată lumea. Sau de cine vreți voi. Numai bine. Să dăm încă o dată să vedem. Ce să mai vedem? 9,6 prepeliță, l-am mâncat puiu. Asta e. Bun, numai bine, sănătate.